Dar oamenii din, din oraș, cum se descurcă în general? Ăștia mai... cum dacă ar munci, dar dacă nu muncesc, ce se va? Se mulțumesc un pic cu ajutoarele sociale mai bine. Lucra lumea în minerit, erau 3 mine în zonă, nu? S-au dus. S-au dus, e mulți. Și după ce s-au închis minele, treptat au plecat mai mulți oameni din oraș? Ca că să caute loc de muncă. Și cei rămași? Cei rămași pensii... mai mulți pensionari. Da, pensionari. Da. Dar orașul cum arată așa, din părerea noastră? Așa curățel, frumușel. Că, da, dacă devine cum, oraș turistic, se schimbă ceva, ceva. Nu prea mult, dar se schimbă. O să fie mai vizibil. Și alți oameni au zis că pensiile sunt destul de bune și la lumea... Depinde de ce calitate ai lucrat. Eu am 44 de milioane, acum am mărește cu 3-4 milioane. Înțeleg. Da, lucrat artificier. Dar cât ați lucrat în mina? 21 de ani. Am luat de la zero. Înțeleg. Necalificat, ajutor miner, după aia am trebuit să fac școală. Ca să... Da, 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 da. Dar de unde sunteți? Din, din ce? Din Botoșani, de loc, dar de 74 în Lupec. Da, a fost și frică și... A fost frică, da, că e o muncă foarte grea. Cum era viața acolo de miner? Unde? Miner de pus. Aveți grijă de instalație? Nu de instalație, de zi. Noi făceam probleme cu lemnărea. Ghidaje. Montam ghidaje. Poate în cazul Colivia se merge. Colivia mea aceea, deci ăsta era ghidaje. Colivia avea 3 feruri. Și mergea Colivia pe ăla. Dacă ieșea de pe ăla, pe ăla, carambol. Ca ghidaje, pe ăla pucea pe și cât cobora Colivia? Cât cobora? 4-500 metri. Înțeles. Și câți oameni intrau în ea? Nu știu dacă e glumă, dar ei intrau și 50. No, pentru noi care am știut cum au avut familie, aici am dus-o bine. Care a fost mai săraci, burlați, care stăteau la cămin, era altă treacă. Ei trebuia să mănânce la cantină. Când s-a luat salariul, știți cum era minierul. Nu se mai uita la bani. Apoi am mâncat de bun, bea, mâncat și era bun, păi mai făcea câte o pauză. Că... Fost foarte bine, dar pentru unii da, pentru unii nu. Și care după închiderea minelor, la vârsta de 52 de ani, pe mine nu m-am dat voie să mai lucrez în mine. Că eu am vrut să lucrez mai departe în continuare și nu, zice, domnule, ai depășit. Acum câți ani aveți? 74 de mii. 74. Deci am 22 de ani când am ieșapit. Deci, v-ați mai întoarce? Dacă erați mai tânăr, ați mai fi lucrat în mine, dacă... Da. Da? Da. Dar nu era periculos, știu că eu, da, poate periculos. Cea mai periculoasă meserie. Periculos și tot omul face periculos. Dacă omul nu e atent să facă ce trebuie, nu știu, am fost, de 3 ori am văzut moartea cu ochii. Deci uite că am picior, am tije cu șuruburi în picior. Deci am avut, dacă nu eram atent să dau un semnal la transport să oprească dieselul, m-a băgat între țel și puteam să fiu mort în ziua de azi. A fost prins în surupare până numai capul mi se vedea. Și dacă a fost zile la Dumnezeu și a sărit colegii și le-am dat aer la gură, pe 2 am fost. Colegul l-a prins și a dat drumul pe bandă și norocul că a fost banda, a mers. S-a deschis buncărul și a fost salon. A fost aruncat în buncăr și putea să moară. Și a treia oară? A rămas agățat pe puț, pânzurat. Deci...